essere radical. Sicur să facem acum. Mai să facem un genom, sigur că da. Să ne vină în minte să nu fim tigre cu patru călămeriți cu sumul peste tot. Fie că Y era dat. Patru călămeriți cu sumul. Și când ai Y pătrat să zici la pătrat, să se zic că e 16 părmiți cu sumul la pătrat, să zici la pătrat, să faci pătratul perfect, nouă deci în final, se ieși însă radical în modul și deodată a ajuns aici. Acum te întorci și între minusul 1 și 0. Pentru povestea asta, noi am lucrat cu SEO, care mi-a oferit șanse foarte rapide să stabilesc, rămân așa. Dacă nu-ți venea în minte chestia asta, să zic, nu v-aș fi arătat-o, altă variantă ar fi fost așa. Cum X-ul este cuprins între... Te rog să lucrezi. X-ul cuprins între cine? Între minus 1 și 0. Cu minus 1 și 0 deschis la ambele capete. Apoi tu aici ai nevoie de X plus 2. Adunăm un 2. Adunăm un 2 peste 3. Să fie 1, am inegat X plus 2. Am inegat X plus 2. Am X plus 2. X plus 2 și mai inegat X plus 2. Să vede că X plus 2 este ce fel de număr? Pozitiv. Pozitiv. Cum, zicem așa, cum X plus 2 e mai mare ca 0, rezultă că modul din X plus 2 e ca X plus 2. Că mă număr și număr pozitiv. Rămâne așa. Pe de altă parte, tot de la la prete. Cu minus 1. Mai mic ca X, mai mic ca 0. Vă adunăm în 5. Nu, mai întâi înmulțim cu 4. Da, 4. Că avem 4 X, trebuie să confirm toată porțiunea asta. Și o să fie minus 4 mai mic decât 4 X. Mai mic decât 4. Nu, 4 0. 0, pardon. Atenție. Atenție multă că din greșelile astea pierde. Deci minus 4 mai mic decât 4. Adunăm un 5. Adunăm un 5 peste tot. Trebuie să rezolte că minus 1 mai mic decât 4. Minus 1. 5 plus minus 4. Ce? Minus 4 plus 5 face plus 1. Ai zis că adunăm un 5 peste tot. Eu zic că minus 1. Ok. 1. Deci vine 1. 1 mai mic decât 4 X plus 5, mai mic decât 5. 5. Deci ai rezolvat pe modulul 4 X plus 5. Că 4 X plus 5. 4 X plus 5, așa. Plus 5 e mai caz. Așa avem modul din... Și rezultă de aici. Că modul din 4 X plus 5. Și atunci e clar. Deci, fără tabelul de variația SEO, cum am făcut noi, varianta pe care trebuia să o adopți tu, neștiind asta, eu v-am arătat așa ceva, faceți așa că nu e deloc greșit, da? Altfel, aici, construcția asta nu e chiar la îndemână. Te trebuie să-ți construiești pe acolo expresia aceea, știi, pe gând de la X-ul acela, mai bine e făcut SEO, parcă văd, secționez sau da, alegi din exact zona care o ai tu, între minus 1 și 0. Și ai zis între minus 0, vreau să mă interesează, ai văzut că am două pozitive, rămân așa, terminat ești. Pe partea cealaltă, tot atât de corect este, numai că există riscuri acelea, am nevoie de construcția aceea. Să pleacă tot timpul de la ceea ce este dat de autor. Da? Aș vrea să mai facem un test. Da, nu este un test. Da? Ca să vedem dacă ne-am... Dacă s-a pornit prin Y-ul, e dar s-a propus pe traseu. Da, aici am la modul. De acolo. De la modul. N-ai scos, n-ai ieșit modul. Da. Foarte clar. Deci, totdeauna, desul radical, de tot timpul pas și mar, asta e de o plantate. Totdeauna ieșim în modul. Totdeauna ieșim în modul. Da.
care determinați valorile fiecare dintre expresiile următoare. E de xy, egal cu modul din x pătrat minus x, plus radical din x minus 1 minus x pătrat, x minus 1 minus x pătrat, totul la pătrat, pentru x aparține integralul deschis 0, nu. De la 1, da? Da. Am două capete deschise. Da. Și e atâta. Dar, a, nu mai e, e de x atâta, nu e de x, da, e de x, da, e de x, da, așa. Păi luăm x mai mare decât 0 și mai mică 1. Bun, dar mai întâi să scăpăm cu radicalul acela. No, ok, deci avem modul din... E de x egal cu... E de x egal cu modul din x pătrat minus x plus modul din x minus 1 minus x la pătrat. Așa. Minus x pătrat. E pozit. Nu mai putem face tabelul. Mai putem face tabelul pentru că nu mai știm noi cum să facem, nu? Dar tot așa, hai să anulăm, hai să anulăm, să credem în noi, să credem în ideea că putem face lucrarea asta, da? Pentru că am cumva să merg pe culoarul acela care știi tu că x între 0 și 1, da. Hai să mă duc așa, să ce reușesc. De ce știu că e x? X mai mic ca 0, mai mare ca 0 și mai mic decât 1. Între 0 și 1. Da. Ce am în construcție? Modul din x pătrat minus x. Am nevoie de x pătrat. Înmulțim cu x. Deci înmulțim cu x peste toată. Ce am că x mai mic decât x. Că x ori 0 face 0. Mai mic decât x pătrat, mai mic decât x. Când înmulțim cu acest x, ăsta este un număr pozitiv. Că e de 0 și 1 și nu se schimbă. Deci x, 0 mai mic decât x pătrat, mai mic decât x. Iar x-ul, la rândul, e mai mic decât 1. Da. Uite, x-ul e mai mic decât 1, da? Da. Ce am în continuare? Scădem un x. Să scădem un x peste tot, da? Da, că avem nevoie. Că așa avem construcție x pătrat minus x. Da. Din păcate, când scădem un x peste tot, vine minus x mai mic decât x pătrat minus x, mai mic decât x și se complic. Adică mai mic decât 0 vine aici. Și n-aș putea să spun mare lucru. Atunci, hai să mai încercăm altceva. Eu vreau să mă duc în linia în care știi tu fără semn, nu? Cu x între 0 și 1. Hai să ridicăm ambii membri, toți membrii la pătrat pe loc. Și dacă 0 mai mic decât x mai mic decât 1, și pătratul sunt în față. Deci vine 0 la pătrat face 0, mai mic decât x pătrat, mai mic decât 1. Am făcut asta. Dar iată, nu mă ajută. Nu m-a ajutat pentru că mă așteaptă un x peste tot, iar x pătrat minus x, nu știu ce să spun. Hai să încercăm cu tabelul. Să încercăm cu tabelul. Da. Pentru chestia asta, am luat pe x pătrat minus x, că așa de obișnuit, da? Deci x pătrat minus x egal cu 0. Egal cu 0, deci ea rezultă că x pătrat egal cu x, deci ea rezultă că x egal cu 1. Secundă, Adi.
x pătrat minus x egal cu 0 echivale. Scoatem un x în factorul comun. Scoatem un x în factorul comun. Da? Așa să fie x pe lângă x minus 1. Da. Egal cu 0. Egal cu 0. Deci se rezultă. Când o produs egal cu 0? Când x egal cu 0. Pe rând, fiecare, așa să fie 0. Deci de aici după fie x odată 0. 0. X-ul e zăcută. Și pe urmă, partea a doua x minus 1 egal cu 0. Adică și x 2 egal cu 1. Sunt două valori. Da? Două soluții. Știi, din la ecuația egală 2, conține două soluții. X-ul e 0 și x 2 egal cu 1. Da? Nu trebuie de a făcut ecuația egală 2. Da. Da. Și acum, facem în felul următor. O să facem un tabel pentru x pătrat minus x. X care vine la minus x, la plus infinit, nu? Are să fie parte. Și ce x pătrat minus x când este egal cu 0? X pătrat minus x când a fost egal cu 0? Când am egal cu 0, ce valoare am găsit? 0 și 1. Da? Deci am găsit 0 și 1. În dreptul lor, în dreptul lor x pătrat minus x este 0. 0 și... Și a 1 tot 0, da? Da. Cu ocazia asta, intervalul de la minus infinit la plus infinit a fost rupt în 1, 2, 3 intervale. De la minus infinit la 0. De la 0 la 1 și de la 1 la plus infinit. Corect. Hai să dăm x o valoare din zona minus infinit 0. Minus 4. Minus 4. Și gata, cât facem când mă gândim aici? Minus 4 la pătrat. 4. Minus 4 la pătrat. Minus 4 la pătrat e 16. 16. 16 minus minus. 16 plus. Plus 4. 4. E pozitiv. Face pozitiv. De ce? De ce e plus? Pe urmă vine minus. Și pe urmă plus. Plus, minus, plus. Asta este x pătrat minus x. Hai să facem și semnul lui. X minus 1 minus x. X minus 1 minus x pătrat. X minus 1 minus x pătrat. Poate un x în factor comun? Noi, omul ăsta mă încurcă, da? De ce era asta egal cu 0, da? Egal cu 0. Hai să înmulțim totul cu un minus 1, poate. Puteți să înmulțim cu minus 1, da? Da, poate să fie minus x plus 1. Minus x plus 1. Cum înmulțim cu minus 1? Cu minus 1, am să spun, da? Și minus x plus 1 plus x pătrat, da? Da. X plus 1 plus x pătrat. Egal cu minus 1. Egal cu 0, nu mai am mulțit cu minus 1. 0, da. Da? Am mulțit cu minus 1. Și acum, x pătrat, să spui minus, x pătrat. Minus x. Minus x plus 1. Egal cu 0. Aia, deci rezultă că x pătrat minus x egal cu minus 1. Și ce faci? Stai așa blocat. Că la ecuația de gradul 2, la ecuația de gradul 2 știi bine că la ABC, nu știu ce rezolvare ar fi fost. Da, ți-am și delta, anul trecut am făcut toate astea. Însă, aici aș vrea să fac un pătrat perfect. X minus... Da. 2. Făceam de 2 ori prima parte. Deci vine x pătrat minus de 2 ori, pentru nevoie, de 2 ori prima parte, 2x. Ori 1 pe 2 ca să rămână x. 2 cu 3 se gândește, da? Da. Plus, 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 1 pe 2. Plus partea a doua la pătrat. Plus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 la pătrat. Am adunat și am scăzut. Plus 1.
stare. Munce mai expres. Și x minus 1 pe 2 tot la pătrat. Este x minus 1 pe 2 tot la pătrat. Minus 1 pe 4 la pătrat plus 1. Așa, minus 1 pe... Hai să zicem, plus 1 minus 1 pe 4. Da. Și egal mai departe cu x minus 1 pe 2 tot la pătrat. Amplificăm și acolo cu 4. Da. Pe 3 pe 4. Da. Minus 3. Deci, plus 3 pe 4. Plus 3 pe 4. Ce o ți-a expresia x pătrat, da? Expresia x pătrat minus x plus 1, expresia x pătrat minus x plus 1, s-a așezat ca fiind x minus 1 pe 2 totul la pătrat. X minus 1 pe 2 totul la pătrat. Plus 3 pe 4. Ce fel de număr este asta? Pozitiv. Deci totdeauna mai este mai mare ca 0. Ceva la pătrat plus 3 pe 4 mai mare ca 0. Cum a fost ea când, înainte de a mulți cu minus 1? Când ai amulțit-o cu minus 1, de a mulțit așa? Negativă. Deci, iată, x pătrat minus x plus 1 este strict mai mare ca 0. Nu? Este așa, este strict mai mare ca 0. Cum a fost ea înainte de a mulți cu minus 1? Adică, o mulțim acum cu minus 1 ca să le aducem, le aducem la forma inițială. Ca să ne întoarcem, sigur, ca să ne întoarcem la forma care era aici. Da? Da. Și vine că minus x pătrat plus x plus x minus 1 mai mic. Asta, mai mic ca 0. Foarte tare. Și atunci când ai modulul unui număr negativ, cu cine este dat? Când noi avem un modul aici, nu? Este modulul, nu? Da. Cu... Modulul unui... Numărul negativ e numărul pozitiv. Deci, este iacus, este schimbat. Deci, modul din cine? Modul din minus x pătrat plus x minus 1, fiind negativ tot timpul, este egal cu... cu semnul schimbat la întregii expresii. Deci egal cu x pătrat minus x minus x plus 1. Deci, în momentul ăsta am explicitat pe x pătrat pe x minus 1 minus x pătrat ca fiind x pătrat minus x plus 1. Așa că e de x e de x arată modul din x pătrat minus x. Da? Plus AD plus explicitarea acestuia este asta de aici. Deci plus x pătrat minus x plus 1. Minus x plus 1. Indiferent ce x. Că totdeauna este acolo pozitiv. Am arătat așa ceva. Da. Atunci înseamnă că în interior e totdeauna unul negativ și de ce îi schimbăm semnul. Bun. Dar x pătrat minus x. X pătrat minus x. Trebuie să o analizăm de acolo. Din rebus. Să zicem că mai întâi face parte din minus infinit 0. Așa. Să luăm pe cazul 1. Deci să ne uităm de aici la zona asta. Și-a dat pozitiv. Ei, x pătrat minus x între 0 și 1. Negativ. 0 și 1 este? Negativ. Negativ. Și noi am avut pe x între cine? Între 0 și 1. 1. Este negativ. Dacă e negativ, este schimbăm semnul, adică x minus x pătrat. X minus x pătrat sau minus x pătrat, ca să întreabă tot omul. Minus x pătrat plus x plus x plus x pătrat minus x plus 1. Să reducem minus x pătrat așa, plus x minus x egal cu 1. Și am spus, valoarea expresiei este 1. Foarte frumos. Da.
Interesant, foarte interesant. Hai să mai revedem o dată, să vedem capcanele ieșiți. De ce a fost atât de interesant? Pentru că mai întâi autorul a observat dacă știu ce înseamnă să ieșim în modul acolo. Și am ieșit. Acum, povestea era să explicăm x pătrat minus x. Când x între 0 și 1, valoarea acestuia este tot timpul negativă, expresia. Dacă am fi cu x între 0 și 1, ne-am dat totdeauna, ca să ne convingem, și îl dăm pe 1 pe 2. Deci pentru x egal 1 pe 2, rezultă că x pătrat minus x va fi egală cu 1 pe 4, minus 1 pe 2, urma calculându-l la cea și mintor și face 1 minus 2, minus 1 pe 4, care este numărul negativ. Da? Deci, vedeți, în clipa în care e un x de acolo, m-a stat fi negativ. Deci, tot timpul va fi negativ. Modulul unui număr negativ, totdeauna ca modul, trebuie să schimb semnul ca să transform în număr pozitiv. Și schimbându-i semnul, a fost minus x pătrat plus x. Iar modulul acesta, am constatat într-o șmecherie foarte tare, că am încercat să egal cu 0 acolo, dar nu ne-a mers. Și atunci a apărut ideea interesantă să formăm un pătrat perfect. X pătrat minus x plus 1, am zis de două ori prima, dar dacă am pus eu de două ori cu gândul la pătrat, mulțim și cu 1 pe 2 partea a doua. Numai așa 2 cu 2 se simplifică și rămâne x-ul dinainte. Dar pe, acum a apărut, de toate ideea de a avea pătratul perfect, am de două ori prima parte, au apărut partea a doua, 1 pe 2. Deci trebuie să fac 1 plus 1 pe 2 la pătrat, minus 1 pe 2 la pătrat. Atunci e scad acest 1 pe 2 la pătrat, ca egalul. Ca să fie exact ca și înainte, plus 1. Deci, manevra care o fac aici, de construcția din omului x minus 1 cu 2 la pătrat, este superbă și îmi constat că x pătrat minus x plus 1 se spune ca fiind x minus 1 cu 2 la pătrat plus 3 pe 4. Care tot e un pozitiv. Da, dar x pătrat minus x plus 1, eu aveam ce? Minus x pătrat. Da? Minus x pătrat plus x minus 1. Adică nu pe asta oameni, ci am pe cea cu minus. Deci am mulțit-o cu minus 1. Și minus x pătrat plus x minus 1 este totdeauna negativ acum. De unde știu că x pătrat minus x plus 1 nu are cazat? Am așezat-o așa. Deci ea e pozitivă. Și eu duc cu minus x pătrat. Deci se schimbă sensul negativității și așa arată că expresia asta din interior e totdeauna un număr negativ și la explicitare. La explicitare este de schimbă semnul. Da? Deci, foarte interesant, fericiți-o. Concluzia este următoare. Cu cât lucrăm mai mult, ne dăm seama că avem mai mult de învățat, crește și siguranța, începi să te apropii de ghișiți cu mai mult curaj, dar muncă, muncă și am. Nu știu cum se fac să vă convinc, insist, să revedeți filmele. Dacă nu revedeți filmele, desesizat bate pasul pe loc. Că reduceți totul la această discuție care o purtăm noi aici. Dar nu prins decât 30% din discuții. Pentru că toată vorba mea, tot ce am povestit aici, este în film. Și o șansă imensă, imensă ca să poți să revezi filmul, prins încă 20-30% și prins lucrurile pe care nu le-ai înțeles, nu ți-au rămas de aici. Deci este spectaculos. Și se zice nu numai la tine, la foarte multe lume. Numai cei care n-au nicio șansă, dintre cei voi care stau de vorbă cu voi, refuzați să vă uitați pe film. Iar cei care n-au șansa asta din filmul, să duc pe film acolo și stau pe film și insist cu filmul și până înțeleg ei. Este interesul maxim al lui. Exact ca atunci când tu ai lipsit la o lecție, să zici că nu să vezi lecția, te duci pe film, că n-ai altă soluție. Ei n-au niciodată varianta asta și de ce să duc pe film. Deci trebuie văzut forma asta.
Mai avem ceva? Nu știu, mai e lucrurile? Nu mai e lucrurile, am o video. Și cum o fac? Da. Iar dacă am luat. Să mai faci în casă. Sinteză. Sinteză, da, da, da. Ce-am făcut la de așa? Păi, calcule cu moduri, intervale... Ecuații, ecuații cu modul nou. Am avut lucruri foarte interesante. Da, așa. Problema asta... Sigur că da. Exclusitarea modulului... Exclusitarea modulului, continuu. Binomul. Da, fost multe lucruri. Deci, să zicem, intervale... moduri. Operații, operații cu intervale. Intervale. Eu nu cred că la... Da. Deci intervale. Da. Cum ați putut să vă... La intervale. Operații. Explicitarea modulului unei expresii. Explicitarea modulului unei expresii folosind de tabelul SEP, nu? Da, folosim. Tabelul semnului expresiei. Tabelul semnului expresiei. Apoi... din nou, nu? Formule de calcul rezultat. Formule de calcul rezultat. La formule calcul rezultat, așa că binomul, deci la asta m-am pregătit. Cam asta a fost, da, important. Și... în ecuații cu moduri. A fost și ecuații, da. În ecuații și ecuații cu moduri. Atât, să zicem... La revedere, vă mulțumim că ați făcut pe profana și vă dorim o seara plăcută în continuare. Nu uitați de la share. Mai asta e cel mai important lucru, să știi toate lecția noastră nu are nicio valoare dacă nu rugăm pe prietenii noștri să facă asta. La revedere!